Bună ziua, dragilor și buni, sunt Andrei Acoprof online. Din nou suntem la Stupină. Aici ies un pic soarele, intră repede în nor. Albina acum iese un pic, soarele, repet, iese și ea imediat. Ne avem la un biostup la care am făcut mișcarea aceea de a fi două fost în față aici, da? Două fost. Și una am tras-o în spate. Sigur, vă spuneam, ea pierde un pic din albinuță, dar și-a dat drumul și ea. Opa! Da, și-a dat și de ea drumul, lucrează și ea. Cea din față, vedeți, e plină cu rame. Acum, ca să vedem în ce stadiu se află, nu fac altceva decât să încerc să trag hrănitorul. Îl scot. Ăsta va fi cel care, vă spuneam, când simt că s-a dezvoltat, îl voi pune în spate aici, ca să continui. În condițiile în care ar fi crescut un pic făgurelul, sau dacă cumva și o oat, să zic și eu, sper așa. Deci în condițiile astea, e totuși greuț, și gol. Deci vedem că nu mai are nimic, răitorul nu mai are nimic. Pare greuț. Vedem ce minuni se întâmplă. Trebuie să tragem ușor. Opa! Stop! 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 Suntem pe doi, dragilor, nu vine să cred. Suntem pe doi... 2 mai. Cristi! Cristi, iau-te minune, Cristi! Deci a pornit, a fost mai devreme mutat, a pornit, a și căpăcit. Dacă acum îl mai las, sigur, mai se încheie și celelalte scuturi. Deci a început captarea varoa. Deci, dragilor, este spectaculos. Este pentru prima dată când descoper așa ceva. Nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun dacă pe 2 mai am întâlnit vreodată așa ceva. Nu am întâlnit. Deci, vedeți? Vedeți ce s-a întâmplat. O fi fost crescut făgurelul de anul trecut, nu o fi fost, nu mai îmi dau seama, dar sigur, acum vedeți că a, nu, măcar 9, 10 zile, 11 zile de când matca a ajuns aici, a și ouat și iată, a început să căpăcească. Nu știu dacă nu cumva matca chestii chiar pe aici, nu-mi dau seama, dar dacă varoa avem acum, aici, dacă avem ceva rămas de peste iarnă, din timpul toamnei anul trecut, iată e prima captură de varoa. Facem și experimentul următor, o să decăpăcesc pe ceva să scutur și să vedem dacă femeile de varoa, avem ceva femeile de varoa. Deci, nemaipomenit este lucru pe care nu l-am. Iată biostupul și-a luat rolul rapid la deparazitare. Deci eu acum ce voi face? Nimic altceva decât scutur albina și tai făgurelul ăsta. Deci urgent îl tai. Dar mai înainte de asta am să încerc să descăpăcesc și să văd dacă avem femeile de varoa. Da? Nu exagerez, dar cred că e singura situație așa în momentul de față, la momentul acesta, când avem captură de varoa. Deci făgurelul a fost crescut de așa. Făgurelul a fost matca ouat, s-a căpăcit, nu-i de anul trecut. Doamne, nu-i de anul trecut, e de anul ăsta, vedeți și larvi în continuare. Nu, și l-am scos din faguri aici, de aici, din familia asta. Da? Deci asta voi face. Voi încerca să închid, să pun camera un pic pe aici, undeva să sunt singur și e foarte, foarte greu. Iată de ce mi-am propus să mă restructurez cât se poate pe măsura posibilității să merg la ora asta. Pentru că ceea ce trebuie să fac, trebuie să fac și de calitate, mai ales să filmez. Voi aveți nevoie de informația asta. Iată, dragilor.
Iată cum arată făgurelul, nu? Care a fost crescut, a fost bătut cu ouă de larve, cu ouă de trântor. Și în clipa asta, dacă avem varoa, o găsim aici. Așa că nu stau pe gânduri. Nu stau pe gânduri, ci mă așa apuc. Am să fac următorul lucru mai întâi. Am să văd dacă am pieptul pe aici. Eu vreau să le tai. Dar nu știu dacă am avut. Eu te cam și pieptul aici la mine. Deci cum procedăm? Ca să facem controlul la varoa. Deci cu pieptul am să iau. Ia uitați-vă, dragilor. Ia uitați-vă. Uitați femeia de varoa. Da? Deci avem. Dar să vedem acum când scuturăm. Ce să vă convinc? Asta este biostupul. Astea sunt performanțele la care am visat. Deci, în momentul în care fac captarea de timpuriu, eventualele femele care au rămas din toamnă, le putem de timpuriu și agăța de acum cu capcana. Cele două familii din față, una o duc în spate, ați văzut aici cum s-a întâmplat. Ăsta din față s-a umplut perfect. Și matca a dat drumul, a familia a dat drumul la creșterea masculilor și eu am profitat de ocazia asta. Așa, să vedem acum cum procedăm pentru a vedea concret cum stau lucrurile în legătură cu da. Deci avem varoa. Deci cam tot ce a fost acolo, că celulele de albinuț în rest, în faguri, și tot ce a fost acolo a așteptat cu nerăbdare. Să prindă așa o secvență de asta, un moment de asta favorabil. Și să poată să ajungă aici, pentru că dorința lor este să ajungă pe masculi, fiind celulele mai fiind masculii mai puternic, mai valoroși, mai bine dezvoltați, preferă foarte mult așa. Acum să facem așa pe un stup gol, pe tabla, un stup de lucru. Ia să văd dacă reușesc să... Sigur că nu le pot da pe toate. Nu le pot da pe toate, dar din ce motiv că... Da, așa, ceva care putem vedea este minunat. O să vă arăt și vouă imediat acum. Deci o să vă arăt imediat cum se întâmplă fenomenul, dar cel mai bine să iau pe fiecare cu pieptenul. Așa ar fi fost. Numai că m-am grăbit, am zis că poate mi-ese așa. Da, mi-a ieșit ceva. E, dragilor, iată femela de varoa. Așa, aici o vedeam. Deci femela de varoa aici. Și mai sunt rămase pe celule, pe pereții celule, altă femeie de varoa. Da, vedeți, așa. Asta roșiatică, acolo. Aici, larva asta a avut două sau trei. Și ce vreau să vă zic este că trebuia să iau așa la curățat larvă de larvă. Și în felul ăsta vedeam și mai bine. Da? Vedeam și mai bine eventual de femeile de varoa. Ele sunt și pe perete rămase, da?
Da, uitați că acum nu am avut răbdare și nu are entuziasmul ăsta care m-a prins, pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată la momentul acesta să am șansa să vă arăt. Eu am o mare, mare bucurie când reușesc să vă conving, iată aici, iată o femeie de Varoa, da? Reușesc să vă conving de ce performanță avem la Biostup. Deci el este, cum să vă spun, cu în toate etapele, la toate lucrările, cu eficiență, de o flexibilitate maximă. Înmulțiri, deci producții, captarea continuă, vă rog, ceară. Iată că acum ăsta îl curăț complet, îl lasă, îl mănânce vrăbiuțile și știți cum îl lasă curat, curat. Nu rămân nicio larvă. Și în ceară o decupez. Se înțelege că... Da. Așa trebuie să fac cu fiecare larvă în parte și vedeam exact câte femei de Varoa se aflau într-o celulă de aceasta. Da, da. De foarte multe ori am pierdut în ghilimele timpul încercând să... Deci asta una, asta acolo una, pe partea asta altă încă una. Deci filmulețele acestea au darul de a vă convinge ce mari posibilități oferă Biostup. Ia să mai vedem și astea. Ia uitați-o. Tot o femeie de Varoa și pe larva asta. Da. De aceea și astăzi am tot stat și m-am gândit, Doamne, dacă aș avea o putere să ajung la parlamentare și ăștia care tot încearcă să vă convingă că ce lucruri minunate pot face ei, iată, le-aș spune așa, hai dați drum la apicultura asta în România pe Biostup, pentru că produsele care le obțin sunt bio atâta vreme când nu mai folosim tratamente. Da? Deci nu mai folosim tratamente. Și pe o parte și pe alta, ați văzut că a fost, eu acum nu mai am răbdare, nici timp, dar v-am convins că doar nu trebuie să stau nu știu cât timp. Da? V-am convins că am avut Varoa. Ăsta se face testul, dacă ai răbdare, așa e fiecare larbă și așa de un colț de 10 pe 10 și îți dai seama de nivelul de parazitare, nivelul de infestare cu Varoa. Mă opresc aici, dragilor. La revedere, când trebuie să continui treaba. La revedere!